Spun eu că România parcurge odată cu criza sanitară una dintre cele mai grave crize de democrație din ultimii 30 de ani. Avem un guvern care calcă în picioare orice norme de drept, orice limite constituțională. Este de fapt un dispreț atât de evident pe care nu l-am mai văzut la niciun partid în ultimii ani, nici măcar la PDL pe vremuri. Subiectul îl cunoaștem cu toții. Prelungirea stării de alertă, cu toate argumentele pro și contra pe marginea deciziei. O decizie care ar fi trebuit în ultimă instanță să aparțină Parlamentului. Însă, după cum ați văzut, guvernul PNL Orban a ignorat această obligație și a trimis Parlamentului numai decizia de prelungire spre informare. Repet, spre informare. Vorbim de o încercare de fentare a Parlamentului într-o chestiune care privește din nou restrângerea de drepturi și libertăți fundamentale ale oamenilor, lucruri pe care Constituția îl prevede explicit. Joi, la ultima conferință de presă, senatorul Adrian Țuțuianu a vorbit despre argumentele pentru care pro-România consideră că nu mai putem prelungi starea de alertă. Românii nu mai pot fi tratați ca niște cobai ai unui guvern preocupat exclusiv de alegeri electorale și tunuri financiare și angajări ale tuturor rudelor prin ministerul domnului Grindă. Românii nu mai pot fi cobaii unui blat între PSD și PNL, blat care s-a reconfirmat de fapt joi. Pro-România a solicitat miercuri încetarea de drept a stării de alertă și a propus un proiect de hotărâre în acest sens. A fost, dacă vreți, o mutare a președintelui Pro-România Victor Ponta, care i-a forțat pe cei de la PSD să se descopere. Lucru care de fapt s-a și confirmat. Joi, în birourile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, PSD, care este majoritar în aceste birouri, a respins proiectul. Eu cred că nu mai avem nevoie de nicio explicație și că românii au înțeles că jocul acesta cinic al PNL, ajutat de fapt de PSD, îi va afecta pe termen mediu și lung. România falimentează în fiecare zi care mai trece cu acest impostor la putere. Nu se vorbește pe nicăieri de repornirea economiei, nu se vorbește de batjocura la adresa celor din Horeca, nu se vorbește de niciun loc de muncă afectat. Vorbim numai despre alegeri și despre cum ar putea PNL să guverneze și după luna decembrie, iar PSD de fapt pare foarte hotărât să-i ajute în acest sens.